Sursa principală de apă pentru subsistemul Sud Soloneț este râul Prut. SPA Sud Soloneț trage apa prin două conducte de aspirație de 1200 și apoi o livrează în canalele de irigații, canale care au o lungime de aproximativ 5330 de metri. Investiția este în valoare de 26 de milioane de lei, este finalizată în proporție de 90%, se irigă intens, s-am pompat două stații în volum de 3 milioane de metri cubi, amenajări care au o suprafață de 42.785 de hectare. Și totuși contractul e pe 3.300. Contractăm pe 34 de hectare, iar irigate cumulat în momentul de față sunt 37.500. Cumulat, adică, și de udarea întâi și udarea a doua și udarea a treia. Dar suprafața reală, deci care a fost udată cel puțin o dată? O singură udare este de 15.500. Deci ăsta e real. Da, dar noi am asigurat volumul de apă pentru 37.500 de hectare. Adică lucrez numai în sistemă. E și la pensie, dar l-am reactivat. Cel mai vechi maestru în sectorul de irigație.